Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Suntem în anul 2020, un an cu o mulțime de evenimente și provocări, atât la nivel local, cât și la nivel național și internațional. Un an care cu siguranță ne va da subiecte și teme de dezbatere, dar mai ales pentru noi cei care lucrăm în trustul de presă și la televiziunea Teleplus Maramureș, 2020 este un an special pentru că se celebrează 25 de ani de când acest onorabil și remarcabil post de televiziune emite, fără întrerupere, în mod continuu, pentru beneficiarii întregii sale activități, care sunt maramureșenii și băimărenii. Prin urmare, 2020 va fi anul în care se va crea un precedent în județul Maramureș și nu numai, pentru că sunt foarte puține județe din țară care au un post local de televiziune care funcționează neîntrerupt de 25 de ani și care poate să spună cu mândrie la această oră de bilanț că este un post liber, un post care nu este afiliat politic și care are o politică editorială și realizatori care sunt într-adevăr într-un serviciu public, respectiv servesc interesele comunității. În această seară vă propun ca o primă emisiune, o ediție specială, la care avem un invitat remarcabil, unul dintre colaboratorii care vin de mulți ani cu mare plăcere și cu mare constanță și competență la emisiunile noastre, răspunzând de fiecare dată când este invitat. Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați analiști și comentatori ai fenomenelor economice, politice și sociale, este vorba despre unul dintre, aș spune, persoanele de referință ale comunității noastre, domnul conferențiar universitar dr. Gheonți Ștefan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și la mulți ani! La mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor noștri, sunt onorat să fiu gazda dumneavoastră în prima emisiune din acest an. Domnule profesor, vă propun să facem o retrospectivă economică obiectivă a anului 2019 și să discutăm, dacă vom avea timp, și previziunile pentru 2020. Dar înainte de asta, venind către televiziune și înainte de a porni, am urmărit ultimele informații care existau pe canalele de știri. Și pentru că sunteți un om care întotdeauna ați avut curajul afirmării opiniilor personale, vreau să vă consult într-o problemă la care am observat că există foarte multe păreri pro și contra. Atât din partea ceea ce înseamnă zona politică, zona profesională, dar și a societății civile. Și vin și vă întreb așa, domnule profesor, dacă un procuror sau un judecător remarcabil profesional, ca și competență profesională, îndeplinind o atribuție managerială, girează prin funcția pe care are o greșeală, o eroare, este corect să răspundă sau nu? Dacă un om care lucrează în sistemul de sănătate și care în sondajele ultimilor 15 ani a ocupat mai mereu unul dintre primele trei locuri, și mă refer la doctorul Arafat, este normal sau nu să nu răspundă pentru evenimentele din ultimii 3-5 ani? Și nu vorbim de sistemul de sănătate, ci vorbim doar despre departamentul care este în subordinea domniei sale. Departamentul de situații de urgență. Avem cazul colectiv, avem multe alte cazuri în care au fost destituiți manageri, au fost schimbați miniștri, dar domnul Arafat este fix acolo ca și cum ar fi o legendă a ceea ce înseamnă competența maximă. Iar problema de astăzi despre care vă consult, un remarcabil profesor universitar și chirurg din București, la Clinica Floreasca, este șef de secție. În secția respectivă știți că a avut loc un accident, o pacientă a fost arsă în timpul intervenției, ulterior a decedat. Corpul de control al ministrului a analizat care este situația și pentru că îi se impută acestui medic culpe administrative, manageriale, s-a dispus înlocuirea lui. Reacția imediată, 22 de medici de la spital de acolo au anunțat că intră în grevă spontană, că refuză să mai facă, să-și facă activitatea și atribuțiile, doar acționând doar în situații de urgență. Și atunci vin și vă întreb, un magistrat, un om din administrația centrală, un medic, orice altă persoană care îndeplinește o funcție managerială, este sau nu deasupra legii? Trebuie sau nu să răspundă pentru faptele de care este responsabil? Păi dacă ne uităm numai la Constituție, care este
respectată mai mult sau mai puțin în țara noastră, atunci fiecare ar trebui să răspundă pentru faptele sale. Dar atunci când ești șeful unui grup de oameni, a unei instituții, atunci poți răspunderea inclusiv a gafelor care se întâmplă în interiorul acelei instituții. Știți că la noi este împământenită ideea asta de mulți ani, deci nu numai acum, cu acarul pe un. Când se găsea de fiecare dată unul mic, cât se poate de mic, ca ăla să poartă întreaga răspundere și cei mari nu. Să nu poartă. De ce în alte părți, atunci când se întâmplă o nenorocire în cadrul unei instituții sau când se întâmplă, hai să zicem, un accident de circulație, primul care își dă demisia este șeful resortului respectiv, ministru, dacă este un accident de circulație, ministrul sănătății, dacă este în sistemul sanitar. De ce? Nu din cauza, hai să zicem, că el este de vină 100%, ci dacă pleacă din sistem și de pe poziția respectivă, atunci analiza care se face pentru ca să se dovedească cine este de vină și de ce este de vină, atunci nu mai poartă teama aceea a faptului că eu voi răspunde la un moment dat, fiindcă am supărat pe cel care este șef. Deci este o cutumă. Atunci când te duci într-o țară cu democrație consolidată, când s-a întâmplat un asemenea lucru, nu mai trebuie să spună președintele sau nu știu ce grup că pleacă. Pleacă! Asta înseamnă că dispare acel element de presiune, nu, domnule profesor, care sigur există în interiorul sistemului, sigur, și în afara sistemului. Sigur. Bun, profesorului chirurg de la București, nu i s-a retras dreptul de practică, n-a fost sancționat profesional pentru competențele medicale. I s-a retras doar dreptul de a mai fi managerul acelei secții. De ce pentru niște profesioniști adevărați, și se întâmplă și în lumea academică, domnule profesor, vrea neapărat un om care este o somitate să aibă și funcție administrativă? Dacă se poate să fie și decan, dacă se poate să fie și prorector, dacă se poate, bun, nu permite legea cumulului. Dar de unde această, cum să spun, goană după o demnitate mai mult sau mai puțin importantă? Știți că păcatul cel mai mare în rândul oamenilor este vanitatea. Așa este. Și dacă plecăm de la acest principiu că ăla este păcatul mare, foarte mulți acceptă chiar în dauna unor retribuții mai mari, dar pe piatra de mormânt să scrie, nu știu, fost pro-decan sau subprefect. Am văzut așa, așa. Da, da. Deci este în gena omului, majorității oamenilor, oamenii modești, în schimb, își văd de treaba lor. Pare să că rezultatele la un moment dat îndeamnă ca să devină și șef. Nu rămân acolo la competențele în care într-adevăr sunt recunoscuți. Și doi, mai este o problemă care la noi în țară se cam încurcă rolul unui manager. Și au fost foarte multe discuții, dar ce să caute un manager? În general ar trebui ca să fie din domeniul economic la spital. Sau de ce să fie manager din domeniul economic, nu știu, la universitate, fiindcă se încurcă rolurile. Are rol administrativ managerul, adică să asigure toate condițiile pentru ca ăla care e profesionist să poată să-și desfășoare munca. Nu de aceea pentru ca să sancționeze, nu de aceea pentru ca să facă eventuale compromisuri, el este cel care organizează televiziunea de aici, nu? Ce-ar fi fost dacă nu erau colegii care se învârt aici în jurul nostru și să fie aparatul la care este luată imaginea și să fugă de aici la cel care face regia și așa mai departe. Deci asigură condițiile pentru ca o oră sau nu știu cât o să fie emisiunea asta. Deci nu s-a înțeles rolul managerului încă, fiindcă unde se împiedică totdeauna problemele? Și la spitale, hai să zicem, și la, nu știu, la o fabrică. Problema asigurării condițiilor pentru ca în instituția respectivă, deci dacă este necaz
să zicem, în cazul domnului doctor care este impută, nu știu cât se impută pe motive realmente profesionale și nu pe motive de altă natură pe care nu vreau acum să le comentez, fiindcă în general pe posturile acestea manageriale, cel puțin în ultimul timp și la noi, cu deosebire, sunt alte criterii decât realmente ca să ajungă meritocratic pe poziția respectivă. Și atunci apar conflictele acestea. Bacă nu se știe ce rol are, bacă nu cumva să deranjăm, bacă nu cumva ca să vorbim ceva care la un moment dat ne-ar putea obtura nouă ascensiunea noastră. Deci, eu zic că în problemele acestea noi mai trebuie să ne maturizăm. Deci mai trebuie să trecem prin multe gafe ca să ne putem da seama ce înseamnă a fi manager. Vreau să spun dintr-o experiență din familia mea că în majoritatea spitalelor din țările civilizate, și vorbesc de Franța, vorbesc de Elveția, șefii de secție, șefii de structuri spitale și așa mai departe nu sunt medici. Acolo medicul este un profesionist care operează, consultă, consiliază sau își face datoria. Și nu se consideră mai important dacă el apare ca director. Da, există pe partea medicală, evident, un medic care este șeful medical, director medical, dar pe partea administrativă, de unde se iau cearșafurile, de unde se iau dezinfectantele, la ce preț, cum se dau salariile, pe ce carduri, nu e treaba unui medic chirurg care e profesor universitar. Corect? Pentru că el în timpul în care se ocupă de asemenea chestiuni, ori nu le face domnule profesor și le delegă cuiva, ori le face într-un mod care nu țin de o competență. Deci eu personal să știți că nu sunt de acord și nu vreau să mai, n-aș vrea să se mai întâmple în societate asemenea lor de poziție. Când s-a pus problema schimbării lui Arafat, pentru că au fost ascunse acele imagini care demonstrau lipsa de organizare, de pregătire, de proceduri în caz de stare de urgență, au pornit din mediul societății civile, domnule profesor, o mulțime de petiții să semneze oamenii. Cum să-l schimbe pe Arafat? Sistemul de urgență din România cade în nas fără Arafat. Ajungem să fetișizăm, să dăm o dimensiune asta mesianică unor oameni care, sunt doar niște oameni și ei, nu? Dar nu considerați că asta este un reflex al comunismului? Este, în mod cert. În mod cert este preluat sau prologat de acolo, pentru acolo ideea de șef atot cunoscător, ideea de șef unic a fost cea care ne-a dus în situația, sau a dus România în situația dezastroasă. Domnule profesor, v-aș propune să facem o retrospectivă pornind pe trei paliere, economia mondială pe scurt, economia românească și economia Maramureșului. Și aș începe așa. În ianuarie 2019, economia globală se afla, spun unii analiști, pe marginea prăpăstii, fiind din nou la graniță cu recesiunea, arătau experții Fondului Monetar Internațional, în raportul respectiv al World Economic Outlook. Pe ce se baza la momentul ianuarie 2019 această evaluare sumbră a experților și dacă se confirmă sau s-a confirmat în anul care a trecut? Să răspund la a doua întrebare. Nu s-a confirmat și nu se va confirma. Fiindcă și aici este o poveste, foarte mult place, pare să chiar dorim, marea majoritate, ca atunci să vină vești proaste. Cu mult mai repede îngurgitează omul vestea proastă decât vestea bună. Vestea bună se consideră normalitate, vestea proastă atrage atenția. Asta este și rodul politicianismului. Și să spun de ce. Fiindcă, în general, politicului place ca să fie necaz pentru ca să vină salvatorul. Asta este o regulă de bază. Uitați-vă, dacă se întâmplă un accident, nu există ca acolo să nu apară imediat, sau fizic, sau cu părerea, un cineva din mediul politic. Care n-are niciun fel care de tangență. Care n-are niciun fel de tangență. Și n-are nici măcar bun simț să spună, domnule, nu mă pricep. Nu mă întrebați de ce. Asta deja este ceea ce afirmați aici, că nu mă pricep. Asta frizează alte zone, care depind de ani de acasă. Sau, nu știu. Referitor la faptul că criză,
În primul rând, cei care s-au exprimat și mulți s-au exprimat, să înțeleagă odată toată lumea ce este criza. Criza și recesiunea. Și recesiunea sunt două noțiuni diferite. La un moment dat, o entitate economică funcționează cum funcționează, după niște parametri proiectați. În cazul în care nu se ating parametrii aceia proiectați, timp de 3 luni de zile, atunci se zice că acea entitate economică intră în recesiune. Atunci când această neperformare durează mai mult de 3 luni de zile, se apropie la 6 luni de zile, se apropie la 1 an de zile, atunci se poate vorbi de criză. Asta vorbesc teoretic. Teoretic se povestește. În schimb, spuneam mai înainte că ne plac veștile acestea sumbre. Sau care au tenta de senzaționalism. Sau tenta de senzaționalism. Da. De ce spun treaba asta? Încă anul 2008-2009 nu l-am uitat. De ce nu l-am uitat? Fiindcă atunci chiar s-au luat niște măsuri, vă aduceți aminte, când era vorba de tăierea retribuțiilor oamenilor cu un procent semnificativ din retribuția respectivă, când s-a încercat să se atingă și de pensiile nenorocite pe care le avem aici în România. Era foarte aproape, de fapt era 10 ani de zile, 11 ani de zile, în schimb, atunci ce s-a întâmplat? Și acum faptul că n-a performat, fiindcă nu se zice că s-a oprit industria auto, sau nu se zice că s-a oprit industria navală, sau nu știu, producția industrială s-a oprit. Nu s-a oprit, ci n-a mai performat la nivelele la care se aștepta. Noi în permanență, dacă am realizat acum, nu știu, 100 de vapoare, dacă anul viitor nu realizăm 101 vapor, atunci se zice că ceva nu-i bine. Eu vreau să vin la emisiunea asta, fiindcă bănuiam la un moment dat că să fiu întrebat la emisiunea asta sau alte emisiuni economice, de faptul acesta că totdeauna dorim ca cantitativ să performăm. Deci dacă am fabricat 100 de papuci astăzi, atunci mâine 105 papuci. Să vin cu un balon și tot să sufru în el și la un moment dat să se spargă. Evident. Fiindcă așa este și în domeniul economic. Nu se poate ca în permanență, în toate ramurile economice, tot să umflăm balonul respectiv, suflăm în el, la un moment dat, sigur că da, nu mai rezistă. De ce nu mai rezistă? Nu mai rezistă fiindcă pentru ca să-ți atingi obiectivele e nevoie de 4 resurse. Resurse materiale, umane, financiare și de cunoștințe. Dacă ne gândim în felul următor, trei din 4 nu sunt creative. Piatra, resursa materială, tot piatra va fi, ăla nu creează. Banii nu creează. Însă banul, dacă am eu 50 de bani în buzunar, la mâine tot 50 de bani scot din buzunar. Corect. Și atunci singura resursă creatoare este omul. El va putea să ducă mai departe. Dar și aici trebuie să avem în vedere că ce s-a întâmplat în 2008 este rezultatul unei hoții incredibile ce s-a întâmplat în sistemul bancar. Aici aș vrea să citesc pe un om pe care nu place românilor și nu place nu numai românilor, și ungurilor, grupului de la Visegrad, Soros, care este un om, nu vreau să-l caracterizez altfel, aș putea să îi acord în ghilimele un om care a nenorocit sau era pe cale să nenorocească Marea Britanie și așa mai departe, făcea speculație, bine, nu. Da, așa este. Dar el a spus un mare adevăr. A spus în felul următor, n-a putut să își imagineze că dereglementările care au fost în sistemul bancar pot să conducă la tragedia respectivă. Care sunt dereglementările? Economia funcționează ca și corpul uman, cu
sânge. Sângele economiei este banul. În clipa în care am scos din corpul economic a economiei această resursă, care între ele, toate organele, permit să funcționeze, atunci întregul corp moare. Ca și la om. Scoateți sângele, degeaba e ficatul, nu știu cum, de bun. Foarte bună analogia. Știți? Și atunci, asta s-a întâmplat în 2008, respectiv perioada aceea. Domnul profesor, pentru că ți-am amintit de ultima recesiune globală din 2009, iar efectele au fost de durată și au avut efecte semnificative, vreau să vă întreb dacă există vreo regulă privind intrarea în recesiune sincronizată a țărilor, de exemplu, a țărilor europene. Și vă întreb pentru că, dacă bine mi-amintesc, în 2009 Polonia a evitat intrarea în recesiune, fiind singura dintre cele 28 de state. Nu știu dacă greșesc, dar eu așa mi-aduc aminte. Nu greșiți. Nu greșiți. Și în momentul de față, probabil că o să avem timp să ne uităm, este o situație similară cu situația din 2008, numai că varianta poloneză în momentul de față s-a extins și la alte țări. Adică multe țări, și har Domnului, inclusiv România, nu este chiar la pragul acela al disperării pe care se încearcă să se inducă și deja s-au pus întrebări acum la construirea acestui buget care nu mai este niciodată, văd. Văd de bugetul Uniunii Europene. Bugetul și Uniunii Europene așa și a României, da, care da, nu mai este. Când deja se puneau probleme, dar ce măsuri anticriză ați luat în cadrul bugetului pentru anul acesta? Bineînțeles, sunt întrebări dintre astea retorice pe care, dacă le pui concret, ei să răspundă, nu știu să răspundă la ele. Despre care criză vorbim? Exact. Despre care și ce fel de măsuri, ce anume să facem, numai așa că am copiat de undeva. Deci, sunt țări care, e vorba de obicei de țările emergente. De ce de țările emergente? Fiindcă ele mai au în față foarte mult să parcurgă pentru ca să ajungă din urmă țările celelalte dezvoltate. Alealte care sunt dezvoltate deja și-au umflat balonul. Este pe varianta a pușca. Noi și aceste țări emergente, noi mai avem de suflat în balon pentru ca să ajungem acolo încât să fie pericol. Trebuie să luăm imediat pentru publicitate. Am curiozitate, domnule profesor, și de mult voiam să vă pun această întrebare. De ce Polonia și în prezent face parte din cele 5 mari economii ale Uniunii Europene, iar noi suntem în ceea ce se numește economii medii, în condițiile în care în 1990 condițiile erau similare? Eram părți state din blocul comunist, membre ale tratatului de la Varșovia și ale Caerului. Cu ce sunt polonejate? Ce politici publice sau ce au făcut ei că nu sunt în situația noastră și au ajuns unde au ajuns? Fiindcă ei au fost conștienți în permanență că sunt polonești. Stați un picuț. E o afirmație naționalistă ce ține de naționalism, de mândrie, de patriotism sau de ce? Nu, să nu încurcăm naționalismul cu patriotismul. Corect. Pe mine mă deranjează teribil problema aceasta. Vă întrebam dacă e șau sau? Și polonezii nu s-au luat să copieze în integralitate acele măsuri care noi le-am preluat cu... A copy-paste, sistemul suedez, francez, elvețian, nu mai știu de care. Haideți să luăm așa foarte pe scurt. La un moment dat, un domn care și în momentul de față încearcă să aibă cuvânt mare în politica românească a spus că industria românească este un maldă de fiare vechi, nu? Da. Așa s-a spus, nu? Da, da. Și că România a câștigat pariu cu agricultura. Care agricultură? Și atunci vine întrebarea respectivă. Dacă economia românească a fost un maldă de fiare vechi, de ce au venit cei de dincolo, ăia dezvoltați, și ne-au cumpărat fiarele vechi? De ce n-am putut noi, dacă ne-am dat seama că sunt fiare vechi, să le valorificăm? Și atunci revin la răspunsul întrebării vis-a-vis de polonezi. Polonezii au știut ce vor să facă. Iar noi, de 30 de ani, în general, cântăm ceea ce ne piesele de muzică pe care ni le scriu
alții. Acum am înțeles, vorbiți de faptul că Polonia a avut cea mândrie ca țară, ca națiune, să spună până aici, puteți să-mi spune, să-mi recomandați, dar eu decid în țară. Nu uitați că cele patru țări care au intrat în Uniunea Europeană în 2004, așa, acele țări au fost rugate să intre în Uniunea Europeană, da? Iar România s-a rugat să fie... Da, noi ați vorbit de Polonia, Ungaria, de la Visegrad, nu? De la Visegrad. Luăm momentul de publicitate și revenim și vom discuta despre economia românească în 2019, elementul dominant pentru anul 2020, domnul profesor, aveam amabilitatea să dezvolte, și dacă se poate vorbi despre ceea ce se numește o strategie de dezvoltare durabilă în județul Maramureș și în comunitatea noastră. Publicitate și revenim.